jucătoarele pe care le are la dispoziție, doar Cristina Florică nu va fi folosită în acest meci, pentru că știm cu toții a avut o accidentare destul de serioasă și nu este încă refăcută complet și de aceea nu vrea să riște. Continuă prezentarea celor două echipe. Iată-i pe cei doi arbitri de care vă vorbeam mai devreme. Se pregătesc intens, se spune, oficialii celor de la SCM Râmnicu Vâlcea pentru a câștiga primul titlu din istoria clubului, asta până când se va rezolva problema cu palmaresul. Ar reuși în acest fel să își asigure prezența în Liga Campionilor și mai mult decât atât ar avea și dreptul de a fi cap de serie, ținând cont de coeficientul României, locul 2 în ierarhia Federației Europene la nivel de cluburi, după clasamentul publicat anul trecut. Un moment însă, acum de reculegere în memoria lui Titus Moldovan, cel care a fost campion mondial cu România în 1970 la Paris. Dumnezeu să-l odihnească. Vă mulțumim! Și cele două distribuții care sunt la dispoziția celor doi antrenori. Obișnuitele formalități de dinainte de startul fiecărei partide. Vă spuneam despre faptul că Râmnicu Vâlcea are în acest moment în fața sa cel mai, hai să-i spunem, dificil adversar pe care îl mai întâlni până la sfârșitul acestui sezon. Râmnicu Vâlcea a reușit să se impună în ultimele două confruntări directe cu Corona Brașov, inclusiv în tur. A fost o victorie cu 25-22 la Brașov, obținută de echipa pregătită de Florentin Fera. Corona Brașov nu a mai învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea din luna septembrie anului 2017, atunci când brașovencele câștigau la mare luptă 23-22 cu Vâlcencea. Sunt aproximativ 2500 de spectatori, 2000-2500 de spectatori care au venit pentru a încuraja formația gazdă. Primul atac al acestei partide aparține brașovencelor. Capitanul de echipă, Georgiana Ciuciulete, pivotul echipei oaspete, a dat prima pasă a acestei confruntări. Larisa Tămaș este coordonator de joc. Marina Dmitroviș, cea despre care se spune că va pleca în vară, este pe inter dreapta. Sorina Târcă, inter stânga. Petra Blajec în poarta gazdelor. Târcă scapă acolo, foarte bine reușește să pătrundă și înscrie primul gol al acestei partide. Da, cronometrul însă este oprit pentru că e o problemă cu tabela. Apare 2-0 pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Mici probleme cu tabela, chiar 4-1 în 36 de secunde. Trebuie să recunoaștem că este o performanță să consemnăm 5 goluri, dar sunt mici probleme care cu certitudine vor fi rezolvate în câteva momente, iar partida va fi reluată. Irina Clipco alături de Alicia Fernandez și de Natalia Vasileuscă, ea sunt la linia de 9 metri. Încearcă să se păstreze, să-și păstreze tonusul muscular jucătoarele până când se va rezolva
problema cu tabela. Se aplaudă și sunt urale în sală la fiecare gol care este adăugat în dreptul echipei pregătite de Florentin Pera. Acum este 7-2 înregistrat pe tabelă. Reintroduse absolut toate datele manual. Acesta este motivul pentru care se prelungește această perioadă în care jocul este în continuare oprit. Ați avut-o în imagine pe Natalia Vasileuskaya, una dintre cele mai bune marcatoare ale lui Florentin Pera. Golgheterul echipei până în acest moment este Irina Glico cu 102 reușite. Vasileuskaya are 70 de goluri marcate până la startul acestei partide. Ați avut o imagine și pe Mihaela Diana Popescu, portărița de la Corona Brașov. Și în câteva secunde jocul va fi reluat. Se reia partida. Primul atac al gazdelor. Alicia Fernandez, coordonator, schimbă acolo cu Raluca Băcăuanu. Vasileuskaya lasă pentru Glipco, care aruncă întors. Egalitate la 1. Încearcă să repună repede de la centru. Brașovencele târcă. Arisa Tămaș pasă pe pivot și vine finalizarea Georgianei Ciuciulete. Excelentă pasă primită de la Daria Bucur, care nu a mai avut timp să facă schimbarea între atac și apărare. Nu a mai intrat pe teren Marina Dmitrovici. Pentru Glipco, Vasileuskaya pasă pentru pivot și vine golul reușit de Raluca Băcăuanu. N-a reușit să oprească Daria Bucur, a primit și un cartonaș galben pentru intervenția asupra jucătoarei de la Râmnicu Vâlcea. Schimbare de direcție, pasă pentru Târcă, nu se poate pătrunde prin acea zonă. Sorina Târcă a încercat angajarea pivotului, mingea nu a mai ajuns la Georgiana Ciuciulete. Dimitrovici, Tămaș în prepasiv, oaspetele, aruncă Dimitrovici și o prinde în deplasare, în poartă, pe Petra Blajec. Maria Popa și Marta Lopez sunt extremele celor de la Râmnicu Vâlcea. Iată pe Lopez. Excelentă pătrundere disputită de Alicia Fernandez, faultată însă, și cartonaș galben pentru Georgiana Ciuciulete. Va fi aruncare de la 7 metri pentru gazde. Intră Timoșencova în poarta celor de la Corona Brașov. Irina Glipco este cea care va arunca de la linia de 7 metri. Glipco, Timoșencova, excelent reflex. Tămaș târcă, blocajul deviază mingea, care apoi se duce în afara terenului de joc. Rămân în posesie jucătoarele oaspete.
Tămaș, Mitrova. Cărcă. Pasă pentru încercarea de pătrundere a lui Ciciulete. Era greu însă să se întoarcă. O supravega foarte bine Marta Lopez. Dimitrović pentru Larisa Tămaș. Dublu dribling, cred. Pleacă repede pe contraatac Râmnicu Vâlcea și vine finalizarea Nataliei Vasileuscaia. Atenționată Larisa Tămaș de unul dintre cei doi arbitri care au reproșat faptul că nu a lăsat mingea jos imediat în momentul în care a fost fluierat acel dublu dribling, acea greșeală comisă de coordonatorul de joc de la Brașov. Excelent, aruncă evitând-o pe Vasileuscaia, Sorina Târcă. Lipco Fernandez a evitat acolo, extraordinar. Se dă însă aruncare de la 7 metri și un cartonaș galben pe care îl vede Larisa Tămaș. Blocase Diana Popescu aruncarea. Arbitrii s-au sesizat acolo un faul și au dictat imediat 7 metri. Marta Lopez Herrero. Lopez Herrero pe lângă poartă. A doua aruncare de la 7 metri irosită de jucătoarele lui Florentin Pera. Șansă pentru Corona Brașov de a se distanța la două goluri pe tabelă. Tămaș, Târcă, o pasă complicată, recuperează Vasileuscaia și declanșează contraatacul. Să vedem faza cu Fernandez, aruncare cu podeaua. Foarte bine s-a apărat Natalia Vasileuscaia, care a sesizat pericolul care vine din partea Sorinei Târcă. Iese de foarte multe ori și încearcă să anticipeze. O aruncare nereușită. Contraatacul Lopez Herrero. Și 5-4. Pentru prima dată Râmnicu Vâlcea trece în avantaj. A schimbat coordonatorul Ion Crăciun. Târcă. Dimitrović aruncă. Impecabil în vincul. Și un cartonaș galben pe care îl vede Natalia Vasileuscaia. Revine Glipco pe teren, o singură schimbare. Nu, două schimbări face între atac și apărare Florentin Pera. Samara da Silva și Ines Wildi folosite doar pe faza de apărare. Alicia Fernandez. Se apără bine Daria Bucur și o blochează pe Marta Lopez Herrero, ajuns al doilea om pe semicerc. Lipco. Alicia Fernandez. Pasă excelentă pentru finalizarea. Raluca Ibăcăuanu. Cât de ușor și cât de bine a funcționat această relație cu pivotul. Pasa pentru Ciuciulete.
Mitrovici. Vasile Uscaia o urmărește pe tot terenul pe Sorina Târcă, dar aceasta inventează o aruncare în colțul lung, oricum ușor parabil parcă acest gol încasat de Petra Blajec, și este momentul în care Florentin Pera decide să schimbe portarul, o trimite pe Iulie Dumansca între buturi. Egal 6. Marta Lopez, Glipco reușește finalizarea. Daria Bucur are un gest de nemulțumire la adresa arbitrilor. Cred că a cerut fault în atac, dar nu se putea da așa ceva. Dimitrovici, Pătuleanu reprimește de la Târcă. Târcă la mare distanță de semicerc, pasă, a încercat să trimită către extrem o minge care n-a mai ajuns la Marilena Neagu. Dimitrovici, Pătuleanu față în față cu Inescu Ildi, aruncă formidabil blocajul Samarei da Silva. Pătuleanu lasă pentru Târcă, Dimitrovici, o pasă dificilă. Inescu Ildi asigură liniștea acolo pe semicerc. A doborât-o pe Pătuleanu în prepasiv Brașovul. Dimitrovici, pasa lui Dimitrovici, o minge care s-a lovit de ciuciulete. Dumansca caută soluții pentru a declanșa un atac rapid. Inescu Ildi a rămas în continuare pe teren, o minge până la Alicia Fernandez, care trimite în extremă Marta Lopez Herrero. 8-6. Ce spațiu a avut acolo extrema dreaptă a vâlcencelor. Schimbă în poartă și Ion Crăciun. O trimite pe Daciana Hosu pe teren. Dimitrovici. Târcă se duce în interdreapta. Dimitrovici, doi oameni pe semicerc, are Brașovul încercând să fixeze defensiva și îi creează acolo foarte bine un spațiu lui Dimitrovici, care are un braț stâng fabulos. În continuare echilibrat acest meci, 11 minute și jumătate scursă de la startul acestei confruntări. Alicia Fernandez încrucișează cu Glipco. Vasile Uscaia în vinclu. Râmnicu Vâlcea încearcă să țină cât mai departe linia de 9 metri a Brașovului. Pătuleanu, Târcă discută și cu Sorina Târcă și cu Dimitrovici, încercând să le comunice schema. Pătuleanu luată în primire de Vasile Uscaia și blocată undeva la 9 metri de poartă. Târcă, Dimitrovici, Pătuleanu, Dimitrovici în zonă centrală. Dimitrovici aruncă! Cât de frumos a reușit să evite blocajul. Intercepția Sorinei Târcă, pleacă pe contraatac. Oprită până la urmă, se grăbesc jucătoarele Brașovului, dar nu reușesc să profite.
Dimitrovici. Dimitrovici. Pătuleanu, greu de pătruns prin acea zonă. Posesie pentru Corona Brașov. Sorina Târcă. Aruncă Târcă. Deviază Ines Wildi. Și timeout pe care îl cere Ion Crăciun. Să-l ascultăm pe antrenorul echipei oaspete. Văzut aruncarea fabuloasă reușită de acest interdreapta de 34 de ani. Din păcate pentru Corona Brașov, din vară, Marina Dimitrovici se pare că va pleca de la Corona. Pe Ion Crăciun spunându-le fetelor sale că trebuie să încerce să reziste agitației din sală. Nu a ajuns această minge la Ciuciulete, pleacă Alicia Fernandez Fraga pe un atac rapid, pasă pentru Marta Lopez Herrero, dar se repliase lopătarul la timp și închisese acel culoar de pătrundere. Suntem la jumătatea primei reprize, un gol avans pentru Vâlcea. Desfraga. Excelent și 2 minute eliminare pentru Pătuleanu. Din nou probleme cu tabela, în loc să fie 10 la 8, este 9 la 9. De plecarea Marinei Dimitrovici din vară. Totuși sunt vești bune pentru Corona. Au semnat prelungirea contractului Andreea Chiricuță, Georgiana Ciuciulete, Eliza Bucescu, Marilena Neagu. Vor veni Cristina Laszlo, coordonator de joc, și Ivona Pavicevici, ambele handbaliste la Buducnost. Vor pleca însă Bianca Tiron, Marina Dimitrovici și Caterina Vetkova. O pasă neglijentă și aruncare pe lângă poartă. A încercat Ana Maria Popa, sesizând că poarta echipei oaspete era goală. A încercat această finalizare de lângă propriul semicerc, a trimis însă puțin pe lângă. Tamaș revenită pe teren după eliminarea Andrei Pătuleanu. Dimitrovici pentru Tamaș, greu de pătruns prin acea zonă. Dimitrovici, schimbare de direcție însă, se apără excelent Alicia Fernandez. Dimitrovici, aruncă Dimitrovici de la distanță, dar Iulia Dumanska a avut timp să îi reușească parada. Ines Wildi greșește pasa, foarte aproape de intercepție. A fost Marilena Neagu, dar a scăpat mingea în afara terenului de joc.
50 secunde de om în minus pentru oaspete. Glinco. Fernandez Fraga combină cu Băcăuanu. Fernandez, excelentă intercepție și plecare pe contraatac. Ciuciulete aruncă. Mingea se duce în aut, în lateral. A ridicat brațele capitanul Coronei. Cred că se aștepta să primească un foul la intervenția asupra ei. Până la urmă rămân însă în continuare în atac jucătoarele lui Ion Crăciun. Corona în formulă completă, Marina Dimitrovici, Marilena Neagu, prea puțin au jucat extremele până acum ale Brașovului, însă de această dată, ca să mă contrazică, vine și prima finalizare a unei extreme pentru echipa de sub tâmpa. Cartonaș galben pe care îl vede Ion Crăciun pentru proteste. Claudiu Belean și Marcel Saz, vă reamintesc, sunt cei doi arbitri. Până acum n-au fost însă mari probleme. Au crescut viteza de pasare vâlcencele. Extraordinar această finalizare dintr-o poziție dificilă pentru o dreptace. Priviți ce execuție izbutește Irina Klipko. O aruncare cu efect. Târcă. Pasă pentru Ciuciulete. Excelent, Iulia Dumanska. A funcționat schema brașovencelor, dar a apărut acolo Dumanska, absolut de netrecut la faza precedentă. Wildy a rămas în continuare pe teren, pasă pe pivot, însă vine și reacția fabuloasă a lui Timoshenkova. Se joacă un pic cu garda jos, dar ea bucură, aruncă. Cu podeaua este faultată și pleacă repede la schimbare. Revine Dimitrovici, revine și Pătuleanu. Pătuleanu. Târcă. Aruncă, târcă! Cu podeaua. Mingea a depășit-o pe Iulia Dumanska, dar s-a dus și în afara terenului de joc. O văd pregătindu-se să intre pe teren și pe Bianca Tiron. Lipco. Vasile Uscaia. Alicia Fernandez. N-a apucat să se întoarcă cu fața spre poartă. A reușit acolo să o blocheze Larisa Tămaș. Doar 9 metri. În ultimele 10 minute ale primei reprize. Marta Lopez Herrero intră în combinație și Băcăuanu, Glipco pentru Alicia Fernandez. Extraordinară schimbare de direcție, apoi aruncă în bară, dar scoate aruncarea de la 7 metri. Cred că a fost prinsă cu picioarele în semicerc Larisa Tămaș. Nu, s-a dictat 7 metri pentru faultul comis asupra Alicia Fernandez, care înscrie fără probleme în poarta victoriei Timoshenkova. Regulul avans. Cea mai mare diferență de scor de până acum pe tabelă.
Da, a intrat, așa cum vă spuneam, Bianca Tiron în locul Sorinei Târcă. Tiron. Dumitrova. Refac schema brașovencele. Marilena Neagu pentru Bianca Tiron. A avut ceva dificultăți în a recepționa această pasă. 7 metri și 2 minute eliminare, cred. Nu știu, să vedem. Da. 2 minute eliminare pentru Ines Wildy. Șapte metri care va fi executat de Sorina Târcă, față în față cu Iulia Dumanska. Târcă o fentă și aruncare impecabilă jos lângă bară. Sorina Târcă, a doua marcatoare a Brașovului, cu 76 de reușite până la această partidă. Pe primul loc este Eliza Buceschi. Marina Dimitrovici și a 70 de goluri, vă spuneam, aceasta este tripleta de maximă eficiență a lui Ion Crăciun. Lipco. Time out pe care îl cere Florentin Pera. Schemele pe care le consideră a fi eficiente în acest moment Florentin Pera jucătoarelor sale. Încă 1 minut și 15 secunde de inferioritate pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Două goluri avans, însă și atacul. Bineînțeles, poarta gazdelor este goală pentru ca să se pentru ca SCM Râmnicu Vâlcea să atace cu 6 jucătoare. Vasile Usca. Pasă pentru Glimco. Fernandez, pătrunde Fernandez, 7 metri și 2 minute eliminare pentru Larisa Tămaș, pentru intervenție cu brațul în zona gâtului adversarei. S-a văzut clar, iată, o mână ridicată prea sus de Larisa Tămaș. Alicia Fernandez. Fernandez și o învinge pe Timoshenkova. 13-10. Târcă, Tiron și Dimitrovici la 9 metri. Ana Ciolan primisă pivot pe semicerc în locul Georgianei Ciuciulete. Tiron lasă pentru Dimitrovici. N-a ajuns această pasă la Ana Ciolan. S-a dat faul la intervenția Anei Maria Popa asupra pivotului advers. Tiron. Tiron aruncă întors și păcălește pe Iulia Dumanska. De fapt, a ajuns târziu în zona unde ar fi trebuit să blocheze acea minge, portărița de la SCM Râmnicu Vâlcea. Ion Crăciun îi face semn Ani Ciolan să acopere zona în care este extrem adversă Ana Maria Popa.
acolo s-a dus și pivotul celor de la Râmnicu, Vâlcea, Clipco, în relație de 1-1 cu Daria Bucur, găsește Breșa. Dimitrovici și această fază pe cont propriu. Impecabilă această aruncare, timing perfect și precizie și forță în același timp. Ambele echipe în formulă completă. Cinci goluri marcate până acum de Dimitrovici, cea mai bună marcatoare a Brașovului până acum. Vasile Uscaia încrucișează cu Clipco. Clipco aruncă, Clipco! Previzibil oarecum și la brațele portarului Timoșencova. Reușește să respingă în lateral. Târcă. Lasă pentru Daria Bucur, pasă la Tiron. Tiron, Daria Bucur din nou, o schimbare de direcție. Tiron minge în extremă. Daria Bucur... pase și erori absolut nepermise la acest nivel. Fernandez, n-a mai apucat nimeni să facă schimbările între atac și apărare. Abia acum se duce Samara da Silva la bancă și revine în locul ei Raluca Băcăoanu. Alicia Fernandez, ce bine a făcut acel culoar Băcăoanu. Într-adevăr, priviți-o pe Raluca Băcăoanu cum o ia și o blochează pe Daria Bucur. Se creează apoi o breșă între apărătoarea intermediară și cea laterală, exact pe acolo pătrunde Alicia Fernandez și înscrie fără probleme. 5 goluri marcate de Alicia Fernandez până acum în această partidă. Târcă, nu găsește soluții. Oh, ce pasă pentru Ciolan, care a rămas singură pe semicer. Acesta este riscul în momentul în care te aperi avansat, un pivot mobil sau în fine extreme care se insinuează în spatele liniei de apărătoare pot găsi soluții. Iată, scăpată de sub supraveghere, o fracțiune de secundă de Quildi, Ana Ciolan rămâne singură pe semicerc și finalizează fără probleme, față în față doar cu Iulia Dumansca. Ultimele 3 minute ale primei reprize. Ana Maria Popa pasă pentru Alicia Fernandez, se cruciază cu Marta Lopez Herrero, aruncă Lopez Herrero, pară, pară, gol! Ciuciulete după 2-3 minute de odihnă pe bancă, revine în atac pe semicerc în locul Anei Ciolan. Bianca Tiron, târcă Tiron, foarte puternică, dar ușor mai lentă Bianca Tiron. Pasă greșită dată de Dimitrovici, care nu s-a coordonat cu Marilena Neagu. La 13. Alicia Fernandez, Clipco, Clipco aruncă, pară, recuperează însă formidabil Băcăoanu și mărește avansul la 4 goluri pentru Râmnicu Vâlcea. A fost, să recunoaștem, și o doză de șansă pentru vâlcence. Minge a ricoșat perfect pentru Raluca Băcăoanu, bine poziționat capitanul gazdelor.
Bianca Tiron. Mitrovic. Impecabil în vinclu. O fracțiune de secundă și o breșă foarte mică, suficientă pentru ca Sorina Târcă să reducă din diferență. Ultimele 45 de secunde ale primei reprize. Lipco, Vasile Uscaia, Fernandez, Ana Maria Popa, parată pentru Timoshenkova. Încă 20 de secunde, se grăbește Corona Brașov, Târcă, pasă pentru Daria Bucur. A fost, cred că a traversat una din jucătoarele de la Corona Brașov prin semicerc. Ultimele 5 secunde, se grăbește Alicia Fernandez, pasă pentru golul înscris în penultima secundă a primei reprize de Raluca Băcăuanu și 18-14 este rezultatul cu care se încheie prima repriză a meciului dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Corona Brașov. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi, revenim după pauză cu repriza a doua. Legătura în studio.